Din câte înțeleg și știm și noi, doar dacă plouă torențial avem o problemă, dar această emulsie și specialiștii sunt aici. Știu că are și bitum și apă și ei reglează dozele în așa fel încât ce plouă acum, pentru că e o ploaie ușoară de toamnă, să nu afecteze. Este temperatura înaltă a bitumului. Atunci când cârpești și pui o plombă este o problemă, că trebuie să fie zona uscată. Însă când e vorba de pat întreg, cred că specialistul vă poate spune mai multe lucruri. Deci, în acest moment, lucrările sunt de foarte bună calitate, nu avem probleme cu emulsia și cu mixtura asfaltică. Deci se pot executa lucrări de foarte bună calitate. Nu, dacă plouă, întrebarea așa, ploaie ușoară, deci, e vreo problemă? Nu. Bun, mai este ceva. Garanția. Dacă, Doamne fere, au vreo problemă și lucrurile nu merg bine și se strică, e o perioadă de garanție, dumnealor au bani în cont și le luăm banii și reparăm. Dar nu e cazul. Pericolul e acolo unde plombez, repet, acolo unde e turnat de întregul și e doar o ușoară ploaie de toamnă, pentru că bitumul e fierbinte, vedeți? Are și multă apă în compoziție, din câte știu eu, 60% apă, 40% bitum. Și dumneavoastră ați reglat doza, ați spus, acum e mai mult bitum și mai puțin apă în concentrație, ca cea care vine din ploaie să facă procentele să fie corespunzătoare.